Primăria Salău lansează oferta publică de finanțare a proiectelor culturale pentru anul 2017. Alocarea bugetară este de 150.000 de lei. În conformitate cu prevederile ghidului solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru programe, proiecte și acțiuni culturale de interes local în municipiul Zalău, Primăria Municipiului Zalău aduce la cunoștința solicitanților persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine autorizate, înființate în condițiile legii române sau străine după caz, care intenționează să depună oferte culturală că suma aprobată cu această destinație de către Consiliul Local este de 150. De de lei. În acest sens se organizează sesiunea de selecție a ofertelor culturale pentru data de 25 aprilie 2017, ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Zalău. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, drept pentru care administrația municipală invită persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanțări să depună documentația de solicitare într-un exemplar la centrul de informare pentru cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului municipiului Zalău, piața Iuliu Maniu, numărul 3, camera 4. Cuprinsul documentației formularele și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru programe, proiecte și acțiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta sau obține în format electronic de către cei interesați de pe site-ul oficial al instituției www.zalău.sj.ro, secțiunea Consiliu Local. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul acestei sesiuni de selecție este 24 aprilie, ora 13.